Stax TV, un nou episod, așa cum îl vedeți, cum se poate realiza, cu Dicul pe numele lui de scenă, zi-mă tot numele. Dan Diculescu. Dan, domnul Dan Diculescu, cu al său BMW 850i, că e pe injecție. Există și carburație și atunci oamenii au zis că era pe carburație, nu scria nimic. Era cu I, nu. Nu, e codificarea lor standard în anii respectivi. În anii respectivi, cum face acum Audi și nu mai înțelegi nimic și toată lumea. Bun, sper să nu fie primul episod pe ploaie, așa că eu o să încerc să vorbesc cât mai puțin și să las pe Dicu, că Dicu are mult de zis. Și pe lângă faptul că are mult de zis, cui nu-i ajunge cât zice Dicu în episodul ăsta, o să mai apară un film de oră jumate cu mașinistul, de vreo oră, nu? De vreo oră. De vreo oră. Eu le umflu ca să pară. Restaurare. Sunt un fel de Antena 1 când vorbesc. Antena 3. Sau 3. Că îți place și scandalul. Îmi place și scandalul. Bun, povestește, n-ai avut un... Mai ai, de fapt, un BMW 34? Nu-l mai am. L-am vândut unde, în 2019. În România, în Constanța. Nu pot să cred. Serios? Serios. Bun. Relativ repede. Da? Relativ repede. Da. Bă, e bine. Cu mașina ai două bucurii când o cumpăși cu mașina. Da. Bun. L-am vândut și mi-a luat Jean. Bun, ai vândut E34, cum? Povestește-mi cum ai ajuns la mașina asta, că nu știu cum te-ai hotărât. Ai pus mâna pe cheile și ai zis, mamă, 850 îmi trebuie mie, am nevoie de un 850 în viața mea. Nu, oricât de greu ar părea, nevastă mea a fost capul răutăților. Ok. Aveam niște bani strânși și să dăm avans la o casă. De urmare, acum stăm cu chirie, dar asta e altă poveste. Ok. Și într-o seară eram la masă, am văzut un anunț cu mașina asta, îi dăduse un prieten share și nevastă mea m-a văzut că am luat la rând de vreo 20 de ori, cred că, pozele și mă tot uitam și nu înțelegeam de ce e atât de ieftină. În capul meu una din astea era 50-60 de mii, 100 de mii, nu știu, okay. Era o sumă aveai de care mă puteam atinge. Aveai tu o percepție despre model și da, ziceai, da. Na, nici nu mă uit că și... e prea scump. Exact. Și mi-a zis ceva de genul, de ce nu trebuie să o vezi? Am trecut peste, am zis, bă, lasă-mi pace. Și peste noapte m-am măcinat, piticul nu prea m-a lăsat să dorm. M-am trezit dimineața pe la 7:30, i-am dat mesaj pe OLX, vânzătorului, era la Piatra Neamț mașina. Era la vânzare de vreo jumătate de an, dar eu nu văzusem, se pare că toată lumea o știa. După ce am luat-o, ai luat-o pe aia de la Neamț, da, da, aia, ok, că ne tot uitam, au mai fost câteva prieteni să o vadă de-a lungul timpului. Păi ai luat-o pe Loredana? Și... A, da, o știm pe Loredana. Da, da, da. Și l-am sunat pe Mortu dimineață, am vorbit cu vânzătorul că era disponibil, l-am sunat, l-am trezit și mi-a zis, băi... La 11? Nu, la 11, la 8:30, la 8:30 s-a trezit, i-a zis, bă, trezește-te că trebuie să mergem să vedem o mașină. Ce mașină? Las că-ți povestesc, ești. Am ajuns la el, l-am scos din casă și a dormit, zic, bă, mergem, vedem un serio, gata, frate, mergem. Și am plecat, prima oară în recunoaștere, să zic așa, am fost, am văzut-o... Te-ai măcinat după aia noaptea, ai fiert, ai gândit, n-ai dormit. Nu, cumva decizia era cam luată, doar dacă am fi găsit ceva extrem de nasol la ea, cred că ne-am fi răzgândit. Ok. Pentru că... Inițial plecase de la ideea de a lua o mașină cu care să pot circula un an, doi, trei în starea în care este și apoi ușor, ușor să încep procesul de restaurare. Când am ajuns acolo și am luat-o un pic la puricat, am realizat că oricât de ok ar fi fost pentru anii respectivi, tot nu era la standardele pe care mi-o doream eu. Și atunci am plecat de la premisa că trebuie să fie ok pe dedesubt, să n-aibă rugină, să n-aibă, nu știu, probleme din astea majore, să fie incompletă, da. Să fie foarte dotată, lucru pe care mi l-am dorit maxim, mai ales după ce seria dar 5 și n-avea nici geamuri. Dar cum ai ajuns la 50, că mă plimb de 5 minute? Păi n-am ajuns. Așa, pur și simplu de pe Facebook. M-a trimis nevastă mea să-l iau, na, ce vrei dacă să zic. Dacă era 6.35 din ăla, medii și de vin, nu, ăsta, pe ăsta l-aveam când eram mic în poster. L-am avut în gumă turbo. Băi, aveți grijă cu copiii. Mi-aduc aminte de... Te să am grijă cu Traian ce are poster cu Silvia în cameră, ești nebun, trebuie să-i iau de acolo. Nu e problem. Trebuie să-i iau de acolo. Oare, n-am avut-o cât am fost mic. Oare, mărime naturală la tine? Da, oare, da. Nu o să-l mai atragă 100%, să zic. Vechitură pe benzină. Eu sunt cu... mi-e place cu zmeu, știu eu să fie. Da. Bun, deci ai avut o legătură, ca să zic. Am avut o legătură de când eram mic. Mi-a rămas în cap cumva un articol din Auto Pro.
mai târziu să aflu de cine era scris și să luăm legătura. Da, tatăl meu avea toate revistele vremii, inclusiv de prin Germania, trimise de un prieten de acolo ce era Automobil, Automotor, un sport. Nu era internet. Da, aveam teancuri. Căutai reviste și mi-a... Reviste cu mașini și reviste cu fete. La WC-ul, la un moment dat, tot ceva. Stai că ți-o caut. Și îți lua 3 ore să găsești. În sfârșit, erau alte vremuri. N-ar rost. Râdeți. Bun, ai luat mașina. Te-ai hotărât că trebuie mașina, am venit cu ea pe roți. Pe roți, ok. Am sărit de 80-100 la oră, că era deja o întreagă aventură la momentul respectiv. Am luat-o fără să mergem cu ea. Vânzătorul n-a fost de acord să o scoatem în probă de drum până nu... Era valoarea mare, cât... Până nu scoteam numerele, până nu... Mașina? A costat undeva în jur de 16.000 de euro. Ok. Până nu-i scoate numerele, până nu putea să-i scoate numere roșii, până nu avea banii, că noi poate îi scoteam numerele și ne trezeam că nu o luăm, a fost o întreagă poveste, înțeles, știi? Dar înțeleg și pe de-o parte, dar și da, până la urmă am luat-o fără să mergem cu ea, doar am pornit-o, am mișcat-o în garaj, o jumătate de metru înainte înapoi, i-am schimbat două furtune de benzină de prin spate, de pe la filtre, ca să plecăm cu ea la drum, pentru că fusese stătută foarte mult până o iau eu. Și am ajuns cu ea în București. Și am început ușor, ușor procesul de restaurare. În prima fază, partea de suspensii, frâne. Primul setup de frâne a fost cu cele originale, discuri noi, plăcuțe, triere recondiționate, toate cele. Tu vorbești, eu te întrerup, oamenii mă judecă, dar în capul meu se întâmplă lucruri. Și acum mă gândeam și ziceam, bă, tu îți dai seama că eu pot să-l întreb pe Dicu cât l-a costat pe el investiția? Că știe nevastă asta. Nu mai e cazul să mă mintă, cum mă mint toți în fața aici și eu stau așa și nu zic nimic. Și voi comentați acolo pe YouTube, știi? Zi-mă cât ai băgat până acum. Ca să fie interesant că nu se uite lumea. Grosomodo, deci bani, nu e cazul să se ascundă de nevastă. Cu tot cu valoarea mașinii estimesc în jur de 60.000 de euro. 60.000. Dar fără să iau un calcul 2 ani de muncă. Munca ta pe care am prestat-o... și munca soției. Și eu și nevastă mea și prieteni și... care m-au ajutat zile întregi în cursul restaurării. Și cel puțin anul 2020 nu cred că am avut două zile libere. S-a nimerit cumva cu pandemia, că nici nu erau atât de multe tentații și am stat. Ai recondiționat tot ce înseamnă recondiționat, da? Da. Suspensie, frâne, interior, mochetă, butoane, casetofon, butoanele de la casetofon. Butoanele de la butoanele butoanelor, pentru că mașina asta are foarte multe butoane, da? Caroserie, vopsitorie, insonorizată, insonorizare, muzică, motor, ai refăcut motorul, refăcut de la zero, cutia, oare? Cutia de viteze, am desfăcut blocul de valve. Acum ai făcut o revizie, să zicem. Am făcut o revizie mai amănunțită, în ideea în care am desfăcut blocul de valve, am verificat, au niște biluțe, niște alcuri lețe, niște chestii care nu trebuie să fie uzate pe acolo. I-am scos convertizorul afară. Toate lucrurile astea le-ai făcut la un singur servis? Nu, le-am făcut eu. Eu cu mânuțele mele. De ce le-ai făcut tu și nu te-ai dus la un servis? Pentru că îmi place, pentru că a fost o pasiune de mic cu șurubăreala, pentru că, așa cum zice un prieten, până să încep business-ul ăsta cu detailing-ul, cu așa, am fost mecanic de utilaje, cum îmi place unui prieten să mă tot începe așa. M-am folosit foarte mult de documentație, cărți de servis. Ai stat și ai citit? Am stat și am citit. Okay. Da, am stat și am citit. Nu ai stat să uiți pe YouTube? La tutoriale despre foarte cum recondiționat? Foarte puțin. Acum sunt disponibile și materiale interesante, poate nu chiar cu modelul ăsta, însă, de exemplu, motorul V12, îl găsești explicat în destul de multe... Eu tot ce m-am interesat la viața mea despre problemele pe care le-am avut cu mașinile deținute și m-am interesat de pe YouTube sau despre forum, tot timpul mi-a lipsit un pas. Deci tot timpul oamenii aia spuneau tot ce era acolo, dar uitau să-mi spună că îmi trebuie alt tampon la cutie. Dar uitau să-mi spună că trebuie să fac un ștrap la panoul de siguranță. Sau uitau. Știi, tot timpul când m-am documentat după chestii de genul ăsta internet, lipsea un pas de acolo. Și n-am găsit un loc unde să mă documentez trebuie perfect. Trebuie să ai și tu o bază, că nu poți să pleci de fără cu tine, să știi să niște noțiuni de bază. Noțiunile de bază să te apuci să desfaci motorul, știi? Pentru că acolo îți dă niște pași, ok, îți dă niște cupluri de strângere, îți dă, da. Până la urmă trebuie să te deduci și tu ordine în care faci operațiunile. Sunt foarte multe lucruri care pot merge prost. Vreau să le subliniez oamenilor care se uită și tinerilor în general, pentru că ăștia mici se uită și foarte bine că o fac, pentru că înseamnă că au un interes despre mașini și asta e un lucru bun.
să nu se culce pe ureche că, domne, tehnologia... Facem totul de pe internet. Și facem totul de pe internet. Nu, nici și nici să nu se culce pe urechea că eu sunt foarte priceput la video, la editare video, de exemplu. Foarte priceput, sunt talentat, uite ce clipuri mișto fac, uite ce succes am pe internet. Îmi iau o mașină și o să o duc eu la un serviciu și o să o fac. Nu există serviciul ăla care să vă duceți cu mașina și să vă facă, sau dacă există, costă de 5 ori cât m-ar costa pe mine sau pe Dicu aici, da, de față. Da, și eu sunt de părere că... Pentru că avem niște avantaje noi, având niște servicii în spate și niște oameni și prieteni și o lume care se învârte în cercul ăsta, cum ar veni. Da, puțin impropriu spus că am făcut-o eu, da, 100%, da, pentru că vopsitoria am dus-o dezechipată, dar vopsitoria a fost făcută în altă parte. Partea de îndoituri la caroserie le-a făcut altcineva, chiulasele și blocul motor l-am dus la un atelier specializat. Eu am fost, să zicem, un manager de proiect și, da, în proporție de, să zic, 70% executant. Dar managerul de proiect nu poate să fie manager de proiect dacă nu știe despre ce vorbești. Normal. Și dacă nu se documentează înainte. Asta trebuie să înțeleagă băieții ăștia care nu au ei dibăcia de a schimba, cum nici eu nu am dibăcia de a schimba, dar dacă mă duc la cineva, încerc să mă documentez cât de puțin înainte ca să-i spun, bă, uite, acolo eu cred că ar fi așa, acolo ar trebui să folosim cheia dinamometrică, acolo așa vreau eu, sunt mai nebun, te rog eu. N-ai vrea să știi cu dinamometricele, cum să ai cei două și să verifici de două ori cu fiecare cheie. Ei, te duci și pe partea aia. Da, recunosc că sunt puțin cu capul, puțin din punctul ăsta de vedere. Pentru că nu mai ai încredere nimeni și nimic și experiența îți dă dovadă de lucruri care zic, uite mă, e de la nu știu ce firmă, mega cunoscută, mega așa, trebuie să fie perfect. Și nu e perfect. Și atunci te-aș întreba, care ți s-a părut cea mai grea parte a recondiționării? Motorul, caroseria, vopsitoria, suspensia, electrica? Cea mai grea parte, nu pot să zic că a ieșit ceva în evidență. A fost foarte obositoare partea cu reansamblatul mașinii, în ideea în care am blocat aproape 3 luni de zile o rampă la firmă care trebuia teoretic să producă. Și nu aveai firmă, unde blocai? Și, păi nu aveam unde să o blochez. Și au fost zile întregi în care am plecat de la garaj la 2, 3, 4 dimineața împreună cu Bogdan, cu Costin, cu Florin, prieteni care m-au ajutat cu partea de muzică. Eu am terminat-o exact înainte de Street Maniacs-ul de anul trecut din toamnă. La care eu n-am fost. Da, în noaptea aia, undeva la ora 4 jumate, am ieșit cu ea prima oară din garaj și primul drum, deci am fost atunci la mare și apoi am plecat cu ea în turul României, am ajuns aproape de satul mare, am făcut aproape 2000 de kilometri la tura aia, vreo 1700 de kilometri. Bun. În ideea în care, dacă era să strice ceva rapid așa, trebuia să pice atunci. Da. E o mașină, pot spune, aproape daily. Okay. Am făcut cu ea din martie până acum vreo 7000 de kilometri. Au mai reapărut mici probleme pe la componente pe care le-am recondiționat și... N-au ținut. Am schimbat acum pompa de frână acum o săptămână, după 7000 de kilometri. E o groază de pompa de frână la Toyota, nu vrei să știi. Am adus Stem din state... pe grup acolo, da. S-a prins abestul, face și un țiuit, nu, băi, nu mai blestema. Culmea, știi care este? Că la mine mergea pompa de frână, n-avea nimic. Și am zis, băi, dacă tot umblu, trebuie să fie totul nou. Peste tot unde am umblat, am recondiționat. Okay. Și am comandat din Statele Unite un kit de reparație dedicat pentru pompa de frână, pentru pompa de servofrână, toate cele, ca după 7000 de kilometri să rămână blocată, să mă trăiesc cu roțile înfrânate. Se mai întâmplă, dacă mă știu cu ea. N-ai făcut tu ceva corect acolo. N-ai respectat un pas. N-ai probabil, n-am citit bine pe forum. Băi, după 7000 de kilometri... Da, cam ciudat. Dar da, după ce am dat-o jos, era semigripată. Se mai întâmplă. E vechi. E vechi. E boala lor. E boala lor, da. Păi și care e boala lor? De ce se plâng oamenii ăștia care sunt proprietari de mașina asta? De impozit până acum. Păi și tu cum ai făcut? E istorică? E istorică. Păi și a fost de la început istorică? Nu, n-a fost istorică, i-am plătit un an impozit. Cât a dar fost? Mi l-am asumat. Cât a fost? Vreo 1500 de euro. 7000 de lei. De euro. 7000 de lei pe care i-am pus deoparte când am achiziționat. Am zis, un an de zile, ăsta e tributul statului. Dar... N-aveai cum să o treci la istorică? Pentru nu, n-aveam cum pentru stare... că n-avea vârsta. N-avea vârsta. Vârsta. N-avea vârsta, okay. Da. N-avea vârsta. Da, ți-ai asumat de la început. Asta a fost mașina cu 1500 mai scumpă, extraordinar. Da, da. Ce să faci? Sunt foarte problematice instalațiile electrice. Pentru vremea lor erau foarte avansate, au foarte multe module, au
primul can, să zic așa. Okay. Și calculatoarele comunică între ele, dar pe niște protocoale de alea gen 286, 386 și așa. Module, rele, senzori care îmbătrânesc, condensatoare care îmbătrânesc. Este pentru ea, bănuiesc că nu mai poți să comanzi la BMW, nu? Ba da, poți să comanzi, probabil 90% dintre repere le okay. poți comanda la BMW, unele din ele cu niște prețuri ieșite din comun, însă trebuie cumva să-ți asumi că intri într-un joc scump. E o mașină care a început să prindă din ce în ce mai mult la public, să zic așa, și să fie căutată. Adică doar în România cred că sunt 10-15 bucăți achiziționate în ultimii 2 ani de zile de oameni pe care știu eu și care au început să le restaureze, încep să meargă cu ele, încep să fie din ce în ce mai vizibile. A fost grup de WhatsApp. Este un grup de Facebook. Este un grup de Facebook. Eu am grup de WhatsApp, am strâns 20 de Toyota de astea aici. Avem un grup de Facebook, cred că suntem vreo 12-14 persoane, unii din ei au mai multe. Norocul lor. Ce modificări ai adus? Că toată lumea zice, tatăl, e stoc. Nu e stoc. Ce modificări? Nu chiar. Odată suspensiile, okay. are de fabrică EDC-uri, Electronic Damper Control, okay. care sunt active, adică se întăresc pe viraje, se întăresc pe frânare. Le poți controla cu senzori giroscopici, da, și ai și setare de sport și okay. confort, pe care am pus niște e-bacuri pro-kit. Au arcuri, zici. Arcuri, da. Deci ai lăsat amortizoarele mașinii? Amortizoarele mașinii și arcuri cu drop cât de mare se poate ca să nu le nebunesc. Ok. Da, motivul ăsta e și Ulghe pus. Sper să mă primești cu ea la eveniment. Așa. Roțile, după care am plecat într-o noapte așa pe nepusă masa în Croația și am fost și le-am luat personal de la cineva din Zagreb. Erau ACS-uri pe 19 din 3 piese de 31 ACS-nițări. Așa, originale da. Pentru mașina asta, la care am pus niște buze mai late de Radinox okay. și le-am lățit cu câte un inch față-spate. Ce specificație ai acum, că o să uite lumea și o să zică vreau și eu bă, să arate așa. Cu J sau fără J? Cum vrei tu. 9,5 pe față, 10,5 pe spate, okay. cu 19 inch diametru. ET-urile cred că iese 13 pe spate și fața, cred că 5, ceva de genul ăsta ET-ul. Ce da. Să zic, anvelul pe 245 pe față și 275 pe spate, lățime. Cât să fie o anvelul? Nu sunt foarte scumpe, nu sunt foarte cât? Scumpe, am mers pe Cumpo, nu, sunt, e vreo 6-700 de lei bucata. Serios? Maxim. Da, da. Hey! Băi, sunt mid-level, așa. Cum-o, mid-level. Da, am fost dezamăgit, am renunțat la Cumo. Merg pe Toyo în continuare, dacă mă întrebi, am revenit la Toyo și am prins niște Yokohame la un preț și mi le-am pus pe Golf. Dar sincer, am fost dezamăgit de cum, mergeam foarte bine cu ele înainte, s-a rupt peretele, domnule, ai mers tu cu presiune scăzută, ba da, am presiune scăzută. Nu, în n-am sfârșit. Avut probleme cu, deci, cu brandul ăsta până acum. Ca modificări ai pus arcuri? Arcuri, jante, frâne. Jantele modificate și așa mai departe, așa. Frâne. Frâne pe față etriere cu 4 pistonașe DM Performance și discuri mai mari. Pe și spate am făcut conversia la etriere tot cu 4 pistonașe, cu prindere radială, cu frâne. Că a făcut conversia la punte de aia care virează cu spate. Nu, din fericire asta nu a avut ca și opțiune virajul pe spate. E un sistem foarte, foarte problematic după 30 de ani. Este controlat hidraulic de o pompă, e o întreagă nebunie. Okay. Și pe spate, dacă o să te uiți, am cred că 2 mm între etrier și jantă. Jantele nu au niciun distanțier. Deci cum okay. se văd, așa vin ele așezate, calculate să vină la fix. Nu s-a nimerit. Așa, bun. Muzică mai modificată? Muzică, un sistem de sound quality, avem 12 acum. Incinte. Acum la eveniment, da, dar nu premieră, e... te aștept. Vine omul, te măsoară, păi sound da, quality. Dar... Eu cred că ce ai tu e de bubuială. Nu e de bubuială, e de sound quality. Foarte adică bine. Adică omul vine și zice, da mă, la asta se aude aici, ca la opera. Nu trebuie să facem gălăgie. Minunat, bun. Așa, bun. Așa, cu un subwoofer infinite baffle, aici puriști ori să zică că am dat găuri în mașină. Este un difuzor da, mă, prins pe un cadru rigid okay. și incinta lui este de fapt întreg portbagajul. Okay. Pentru că e singura variantă prin care am putut păstra roata de rezervă, am putut păstra spațiu în portbagaj,
am păstrat funcționalitatea mașinii, am păstrat funcționalitatea mașinii și totuși am bascurat, ok, mult supradimensionat față de difuzoare. Bas, cum ar veni mai da, arată frumos. Nu dai în el. Nu dai în el. Bun. Calculatoarele de la motor au fost trimise în Germania pentru resoftare. Impropriu spus, se face o optimizare de parametri pentru benzina de 95-98. Corect. Ele erau gândite să meargă cu benzină de 90. Corect. Și atunci avea o pierdere foarte mare de putere pentru că ele nu știau să își regleze avansul așa cum trebuie și okay. Un consum mai mare. Am înlocuit catalizatoarele care erau cu probleme, unul din ele avea o zonă spartă cu niște tobe rezonatoare originale. Nu mai ai catalizatoare? Nu mai am catalizatoare, dar în loc de catalizatoare am niște tobe originale de la BMW pentru mașina asta, pentru variantele care veneau fără catalizator. Și ea deci în acte este fără catalizator, da, okay. Din 90, este non-euro, okay. Necatalizată. Are sonde Lambda. Pentru a-și face ea mers. Da. Pe care le-am păstrat, dar erau oricum puse înaintea catalizatoare. Da, n-aveam nicio. Și atunci am înțeles. Ce să zic? Ce mai mult care faruri de astea e scamontabile, cum ne doream noi de mici. Pe care, mamă, are farul tale, aia vreau. Da. Tare. Dă-mi emblemele jos, zice că e Ferrari. Ce? Asta vreau să te întreb, ce zice lumea? Ce care au fost cele mai tare așa? Sincer, dacă ai avut. Dacă păi, noi, ai de cât? De 3 ani? Nu, de 2 ani, dar din ăștia 2 ani, probabil vreo 7-8 luni a funcționat. În rest a fost păi nu, de când ai terminat-o acum? Că nu are mult. Păi am terminat-o în primă fază în septembrie, da. Sfârșitul, jumătatea lui septembrie, am mers eu cu ea până în decembrie. Da. Și apoi m-am apucat între Crăciun și Revelion de motor și l-am terminat undeva prin martie. Deci a durat cam 2 luni și jumătate compartimentul motor. Încă mai am câteva componente pe care le vânez, încerc să caut variante înlocuitoare pentru că BMW nu le mai produce. Nu știu, capitonajul interior de la capot, am făcut o chestie din insonorizant, dar nu prea place cum arată. Și tot caut variante, dar pot spune că e, nu știu, 98% finalizat. 98%? 98%, da. Păi, 2% ce? L-ai pus acolo la 2% diverse? Sunt niște piese care nu se mai fabrică și pe care nu le găsesc. Okay. Nici ce de cumpărat în stare bună. Păi, capitonajul interior de la capotă, okay. Așa, la motor. Un deflector de aer de la motor, okay. Care la fel nu mai e disponibil. Hai mă, și remet, ajută-l pe băiat. Așa? Da. Hai mă, că nu, cunoaște nu omul. Are cum, nu se mai fabrică. Păi BMW, am dat mail-uri la BMW în Germania, am căutat. Toată lumea le vânează. Le are cineva într-un garaj. Poți să știi? Nu trebuie noi, sau poate le-ai cineva noi păstrate, cum fac eu cu piesele de Toyota acum. Cumpăr piese acum de Toyota și le țin acolo. Noi. De Scrum Toyota, Scott. Mă? De Toyota? Da, Land Cruiser. Nu vrei să știi prețuri. Nu vrei. Am dat 5.900, e 12.000 acum. 5.900, e 12.000, fără nimic. Pe 25.000 n-o dau. Banii jos acum. Nu, că n-o dau, că n-am de unde să mai iau alta. Adică n-am de unde să mai... Să iau alta înseamnă să iau cum am luat-o eu pe a mea moartă cu 12.500. Să faci. Și să fac iar și nu. În sfârșit, mai avem întrebările, două întrebări și restul pe Patreon. Deci, prima întrebare pentru tine de la oameni de pe Instagram. 850i, dar când te grăbești, iei Dacia sau Golf 4? Iei Allroad-ul, că tu ai un Audi Allroad. Întrebarea, nu că ăla se strică. Întrebarea este că... Cu ce merg daily sau? Nu, întrebarea este că dacă ai avea să te grăbești așa prin oraș, prin București, cu ce ai plecat de acasă? Motocicleta. Ai plecat tu cu Hayabusa pe la Iancului să treci tare, da. Te ridici de pe așa. Da, să bubuie, să facă. Cu motocicleta, asta este răspuns final, da? Răspuns final. Bun. Accepti un rinichi? Nu. Ok. Și a treia întrebare, de ce ai vândut E34? Pentru că mi-ar fi fost foarte greu să cred că avându-le pe amândouă în garaj, aș fi ales să plec cu aia. Undeva, oriunde. Păi ce făceai? Plecai cu amândouă, nu plecai cu... Nu, plecam cu asta. Aia ar fi stat în continuare, okay. Și ar fi fost suport de praf. Oricum, deci ultimii 3 ani de zile făcusem foarte puțin kilometri cu ea. Din câte știu, mașina încă e ok. Nici nu contează. Se bucură altcineva de ea. Nu mai contează. Da. Ideea este simplă, cum zice Dicu. Deci dacă faceți al doilea copil, pe primul vindeți. Că a făcut al doilea mai mișto.
Eu vă mulțumesc pentru că v-ați uitat, este foarte important pentru noi, uite, nici n-a plouat la episodul ăsta. Am avut noroc. Este foarte important pentru noi să dați subscribe la canal, că doar așa ne dăm seama cam câți pasionați adevărați sunt în România. Până am avut doar 89.000 și facem emisiunea de 3 ani, deci e ceva, ar fi trebuit să audă lumea de noi, dar asta e. Restul noi mai filmăm aici un pic, pentru că restul de întrebări apar pe Patreon. Așa că, Dicule, ți le pun pe toate, normal. Nu sunt multe. Cât a costat recondiționare, de unde a cumpărat mașina? Ai zis în episod, dar... Păi am spus în episod, 60.000, grosso modo în jur de 60.000. Dar cumpărat-o? De la Piatra Neamț. Piatra Neamț. Așa... Mai una de vânzare cu 20.000 de euro. Ia uite. Similară cu asta. 20.000, acolo. Dați banii și luați mașina. Care a fost prețul de achiziție, întreabă cineva? În jur de 16.000 de euro. 16.000. Dorește o ședință foto, că eu da, zice un băiat. Sincer, nu. Am făcut la ședințe foto de... Okay. Timpul ne omoară. 0-100 la oră. Da. Da. Cât e de greu să întreții o mașină ca asta în România? Păi, ce, să bagi benzină sau... Odată ce o faci nouă, da. Okay. Nu mai e nimic greu. E greu să o aduci, deci la o stare. Deci n-ai luat diesel Bosultane? Da. Da. N-aveau. N-aveau. Rămâseseră. Cât a durat procesul ca să ajungă mașina în stadiul ăsta? Aproape 2 ani. Ce dotare sau ce opțiune a mașinii îți place cel mai mult? Da, asta vreau să te întreb și eu în emisiune, dar n-am mai apucat. Adică nu știu, cel mai mult îmi place faptul că îmi convine că poți să o conduci confortabil la drum lung. Okay. E foarte silențioasă, mai ales după ce am pus în ea vreo 70 de kg de insonorizant, peste tot, pe plafon, pe podele, peste tot. Ai tot confortul într-o mașină modernă. Scaune încălzite, pilot automat, coloană de direcție electrică, memorii la scaune, climatronic, trapă electrică, practic ai tot ce îți poți dori de la o mașină. Exact. Okay. Suspensiile sunt foarte ok pe modul confort, nu e rigidă. Merge lat? Nu, n-am încercat, dar are o cutie automată. Okay. Prețul ei în momentul de față? Foarte greu de cuantificat. Probabil că dacă aș pune-o pe OLX, nu mi-aș lua banii pe care am băgat în ea la momentul ăsta. Sunt fel convins că nu ți-ai luat, dar nu cred că asta e ideea. Dotări impresionante pentru anul mașinii. Asta este tot. La băieți au avut timp 20 de minute sau cât au avut, o oră. Nu, 35 de minute. Se mai strâng întrebări. Ți se pare vreo dotare impresionantă pentru anul ei? Toate. Toate, nu? Faptul că are controlul tracțiunii. Pilotul automat era deja, să zic, îl găseam. Are scaune electrice, coloana de direcție electrică și oglinzile, deci sunt pe aceeași memorie cu scaunul. Coboară oglinda din dreapta în momentul în care bagi mașarier să-ți arate roata, știi unde să revină. De suspensie am zis, asta de controlul tracțiunii. Faptul că are clapete de accelerație electronice, iar era la momentul respectiv ceva ieșit din comun. Cutia automată care este adaptivă, iar erau cumva la început în 90, cu mod de sport, cu mod de eco, schimbă în funcție de regimul de mers. Cea mai impresionantă dotare și pe care o găsești doar pe modelul ăsta și pe unele modele de seria 7 de America, își reglează forța de apăsare a ștergătorului de la șofer în funcție de viteza cu care rulează mașina. Și dacă îi dai pe spălare intensivă, mai are trei rezervoare de lichid de parbriz, sunt două în față și unul mare în spate în roata de rezervă cu o pompă de transfer. Și dacă îi dai pe spălare intensivă, bagă lichid din cel mic din față, are unul teoretic un lichid mult mai concentrat. Diuze de spălător încălzite, dar astea deja mai aveau la vremea, da, respectivă. Asta, are Webasto, are Webasto programabil din OBC. Calculatorul de bord care ți arată începând de la consum instant, încărcare, baterie, bine, astea le are într-un meniu secret, dar tot ți le poate afișa toate detaliile astea. Ce să mai zic? Farul cu lupe. Da, are pe față 3, 4, 8 becuri H1. 8.
Da. Are și pastă aici și proiectoare. Are și... aici odată, ăsta e flash-ul și după aia în faruri are fază scurtă, proiectoare și fază lungă, al doilea rând de fază lungă sus. Care mergi, că dacă dai flash, n-are timp să se ridice. Da, ăla da, și, da, și dă flash de aici și în mers, dacă dai pe lungă, rămân sau aprinse și sus și jos. Ăștia, pe vremea, se gândeau la totele, mă, frate. Cum, se, cum se le facă cât mai complicate? Păi uite așa. Da. Da, dar are 2 tone, Daniel. Are 1900 de kilograme stoc. Merge pe autostradă, se întinde la viteză, stai confortabil. N-a întrebat nimeni cât consumă? Păi nu, cât consumă. Nu, cât consumă? Băi, înseamnă că publicul da, tău nu, este... Nu, n-au ajuns, nu, nu e cazul, nu. Cât consumă? Nu pot să zic. De ce? O să zic că... Ce putere are? Nu, n-am vorbit de putere. Da, nu, are teoretic undeva la 300 de cai okay. de fabrică. Practic am dus-o la dyno și a scos vreo 276. Dar sunt niște probleme la măsurarea cutiilor cu convertizor, nu puteam să o blocăm într-o treaptă de viteză. Față de când am luat-o, am câștigat 50 de cai. Pe același dyno, inițial scosese 227, 227 și am câștigat vreo 50 de cai. Însă mă așteptam să afișeze ce dă producătorul și cei de la dyno mi-au explicat și alte persoane care au mai vorbit după aceea că pur și simplu nu poți să măsori decât dând motorul jos, punându-l pe banc și măsurând direct la arbore, da, pentru că da, se, ai pierdere de putere în convertizor, da, da. În transmisie, tu aiurea de măsurat. Undeva 15-16 litri la 100, la un mers ok, nu pot să zic că o alerg foarte tare, dar nici nu o menajez în vreun fel, iar în oraș 30, 40 până la 39,5 indică pe calculator, dar... Da, mă, nu se pune problema de consum, că nu asta e scopul mașinii, să consume puțin. Scopul mașinii e să fie o mașină de lux, sport, coupe, care să te plimbi, să fie confortabil, să poți să ai și un portbagaj, să poți să bagi și un copil în spate sau 2-3 blonde, în funcție de posibilități. Nu bagi două blonde în spate acolo? Bă, dacă, bagi, dacă bă, sunt în afara relației, le bagi bă, oricum frate, ar fi. Dacă ele își doresc, intră, frate, mi-e nu e panică când e cașcavalul gros, cardul, platinum, balea, casino, da. Intră, peste tot. Monaco, aleși cum vin. Pe vremuri, 90. Bă, nu cred că te faci de râs nici acum nici cu asta acum la Monaco. Sunt convins că nu te faci de râs. Am da. Avut niște, să zic așa, surprize, m-ai întrebat tu de ce spune da. Lumea. Acum vreo lună de zile, cred, am fost la Cluj și am mers într-o seară unde se adună băieții cu mașinile, știi, și m-a apărut Lambo, Ferrari, mașini care erau localnice, tine, da. Știi, da, pe acolo, dar da. Au fost câțiva băieți care văzuseră bă, mașina de pe net impecabil. Și au fost interesați strict mașina de asta, de-aia au venit arată să o vadă. Se arată ca o mașină nouă, polișată, aranjată, perfectă, cu jante, cu fitment. Are și folie peste, nu? Da. Are și folie peste, adică cât costă rădicule să înfoliezi mașina asta la tine? Hai că e pe Patreon aici, nu-i pe YouTube. Zi un preț. O lucrare zic ca și asta de complexă, vreo 4.000 de euro. 4.000 de euro să pui folie, mă, să mă pui 80 de 3 ori. În da. Sfârșit, trecând peste. Bun, eu vă mulțumesc că v-ați uitat și celor de pe Patreon că ne susțineți. Ăsta a fost episodul, îi cade lui băiatul ăsta mâna. Lasă că e adaptat. Am încercat puțin în scurt, taie, gata frate, taie imaginea.